Lăudat să fie Iisus Hristos! Iubiți frați și surori, în prima zi a noului an civil, Biserica ne invită să celebrăm solemnitatea Sfintei Fecioare Maria, Născătoare de Dumnezeu. Este un titlu cu care Biserica o cinstește pe Preacurata Fecioară Maria, pentru că ea a dat viață Fiului lui Dumnezeu și în felul acesta a devenit Născătoare de Dumnezeu. Sfânta Evanghelie pe care am ascultat-o la Sfânta Liturghie din Evanghelistul Luca este o continuare a Evangheliei pe care am ascultat-o și noaptea Crăciunului. Din nou, în fața ochilor noștri, este ieslea. Ieslea în care pruncul de la Betleem a fost așezat imediat după naștere. Și alături de această iesle, în jurul Mântuitorului, păstorii. Păstorii despre care Sfântul Luca ne spune că după ce au fost anunțați de către înger de evenimentul nașterii Mântuitorului, ei au fost învăluiți în gloria lui Dumnezeu. Acești oameni simpli, acești oameni excluși adesea din societatea timpului, iată, stau acum alături de pruncul Iisus, contemplând pe cel născut la Betleem și apoi plin de entuziasm, vorbind și altora despre prunc. În felul acesta, apostolii devin vestitori, mesageri ai acestui eveniment, nașterea lui Hristos. Mai mult chiar, ei, din acel moment, plini de gloria lui Dumnezeu care i-a învăluit, îl laudă și îl preamăresc pe Dumnezeu, așa cum ne spune Sfânta Evanghelie. Luca face și o mențiune importantă în Evanghelie în Evanghelia de astăzi, și anume ne spune că Sfânta Maria, Sfânta Fecioară, păstra toate cuvintele pe care le auzea în inima ei, meditându-le. Iubiți frați și surori, în fața misterului nașterii lui Hristos, aceasta trebuie să fie și atitudinea noastră. Am auzit vestea cea bună a îngerilor, am auzit vestea cea bună a păstorilor. Ne-a fost transmis și nouă acest mesaj: Hristos s-a făcut om, s-a născut pentru mântuirea noastră. În fața acestui mister nu este suficientă rugăciunea, ci este necesară această atitudine de contemplare, de meditare, de glorificare și de preamărire a lui Dumnezeu. Sfânta Fecioară Maria medita, contempla în inima ei tot ceea ce se spunea despre Hristos. În felul acesta, contemplând și noi misterul nașterii lui Hristos, vom putea reflecta mai profund la iubirea lui Dumnezeu față de noi, la faptul că Iisus Hristos, Mântuitorul,
că a venit în această lume ca să ne salveze. Evanghelia vorbește astăzi și despre numele care este dat pruncului, Iisus se va numi. Iisus înseamnă Dumnezeu salvează, Dumnezeu mântuiește. Și noi, contemplând misterul nașterii lui Hristos, realizăm cât de mult avem nevoie de acest dar al mântuirii. Lectura a doua din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Galateni vorbește despre darul pe care l-am primit prin misterul întrupării Fiului lui Dumnezeu, și anume acela de a deveni fii ai lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a trimis pe Duhul Fiului Său în inimile noastre ca noi să strigăm Abba, Tată. Și Dumnezeu, care l-a trimis pe Fiul Său în această lume, a orânduit, ne spune Sfântul Paul, ca El să se nască dintr-o femeie. Și astăzi, așa cum spuneam, în prima zi a anului civil, la început de an nou, Biserica o sărbătorește pe Sfânta Fecioară Maria cu acest titlu, Născătoare de Dumnezeu. Este important să ne gândim că începutul anului este marcat de această prezență a Sfintei Fecioare Maria în viața noastră. Și fiecare pas, fiecare zi din acest an să fie sub ocrotirea Sfintei Fecioare Maria. Ea este născătoare de Dumnezeu și Biserica o cinstește și cu titlul de mamă. Este mama noastră și cred că pentru noi, fiii lui Dumnezeu, este mângâietor să știm că suntem și fiii Sfintei Fecioare Maria. Prima lectură din Vechiul Testament, din Cartea Numerilor, ne duce cu gândul la binecuvântarea pe care preoții Vechiului Testament o implorau asupra poporului la început de an. Este o binecuvântare pe care Domnul însuși i-a revelat-o lui Moise. Prin această binecuvântare asupra poporului era invocată nu numai protecția divină, Domnul să te păzească, dar și bunăvoința și milostivirea lui Dumnezeu, Domnul să facă să strălucească fața Lui asupra ta și să-ți dăruiască pacea. Ziua de 1 ianuarie este, așa cum știm, din 1968, din voința fericitului Papa Paul al VI-lea, Ziua Mondială a Păcii. Iată, în prima zi a anului, Biserica ne invită să invocăm și darul păcii, pentru că lumea are nevoie de pace și fiecare dintre noi avem nevoie de acest dar al păcii. Papa Francisc, asemenea celorlalți suverani pontifi, a transmis un mesaj cu această ocazie. Și aș vrea să mă opresc
pentru câteva minute asupra conținutului mesajului pentru Ziua Mondială a Păcii din acest an 2015. Nu mai sunteți sclavi, ci frați. Acesta este titlul mesajului. Papa Francisc preia aceste cuvinte dintr-o scrisoare a Sfântului Paul, adresată lui Filemon. Există în Noul Testament această scurtă scrisoare, scrisoarea către Filemon. Filemon era un convertit la creștinism, un om înstărit. Și pentru că era înstărit, avea și sclavi. Unul dintre sclavi fuge, Onezim. Dar cunoscând creștinismul, devenind creștin, decide să se întoarcă la stăpânul său. Și atunci Paul îi scrie o frumoasă scrisoare, o puteți citi în 5 minute, se citește această scrisoare, în care îl roagă să-l primească pe fostul său sclav ca pe un frate, pentru că nu mai sunteți și nu mai suntem sclavi, ci frați. Și spune Papa Francisc, iată convertirea la Hristos. Așa cum a fost în cazul lui Filemon și a lui Onezim, convertirea la Hristos constituie o nouă naștere care regenerează fraternitatea ca legătură între membrii familiei, dar și între membrii unei societăți. Apoi, în prima parte a mesajului, Papa, cu cuvinte deosebit de profunde, evocă prima fraternitate, cea relatată de Cartea Genezei. Și spune Papa Francisc, Dumnezeu l-a creat pe om, bărbat și femeie. El a făcut din Adam și Eva părinți, părinți care au generat, au dat naștere la prima fraternitate, aceea a lui Cain și a lui Abel. Sigur că fraternitatea presupune și diferențe între frați, sunt și diferențe, dar rămâne aceeași origine, aceeași natură și aceeași demnitate pentru toți oamenii. Din păcate, între prima creație relatată de Cartea Genezei și noua naștere în Hristos, despre care ne vorbește Noul Testament, există realitatea păcatului. Cain nu numai că nu-l suportă pe fratele său Abel, dar îl ucide, comițând primul fratricid din lume. Uciderea lui Abel din partea lui Cain atestă în mod tragic respingerea vocației de a fi frați. Iată, Papa vorbește despre vocația, despre chemarea noastră la fraternitate, refuzul celuilalt, refuzul fraternității, respingerea vocației de a fi frați duce la maltratarea aproapelui, duce la încălcarea demnității și drepturilor fundamentale ale omului.
În decursul istoriei, spune Papa Francisc, au existat perioade în care sclavia era în general acceptată și reglementată de către drept. Astăzi, sclavia constituie delict de lezare a umanității. Și totuși, spune Papa Francisc, și astăzi milioane de persoane, copii, bărbați și femei de orice vârstă, sunt private de libertate și constrânse să trăiască în condiții asemănătoare condițiilor de sclavie. Și amintește Papa câteva exemple concrete. Muncitori, chiar și minori, exploatați. Condiții dramatice de viață pentru cei care migrează. Minori și adulți făcuți obiect al traficului, inclusiv al traficului de organe. Persoane răpite de grupuri teroriste. Astăzi, ca și ieri, constată Papa, la rădăcina acestei sclavii moderne se află o concepție despre persoana umană care admite posibilitatea ca omul să fie tratat ca un obiect. Când păcatul corupe inima omului și îl îndepărtează de Creatorul său și de semenii săi, aceștia, din urmă, spune Papa, nu mai sunt percepuți ca ființe umane, cu demnitate egală. Nu mai sunt percepuți ca frați și surori în omenitate, ci sunt văzuți ca obiecte. Și aceste forme moderne de sclavie la care se referă Papa sunt rând deschise în trupul omenirii contemporane, dar în același timp este și o rană adâncă în trupul lui Hristos. De aici chemarea Bisericii la recunoașterea demnității fiecărei persoane umane. Ce ai făcut cu fratele tău? Așa se încheie relatarea din Cartea Genezei, care vorbește despre primul fratricid. Este întrebarea pe care Domnul îi adresează lui Cain. Ce ai făcut cu fratele tău? Și conclude Sfântul Părinte, globalizarea indiferenței. Oare sunt eu păzitorul fratelui meu? Globalizarea indiferenței, care astăzi apasă asupra vieților atâtor surori și atâtor frați ai noștri, ne cere nouă tuturor să devenim artizani, făuritori a unei globalizări și solidarități și fraternități. Lăudați să fie Iisus Hristos!